Nemulțumit de deciziile luate de conducerea centrală a UNPR în timpul campaniei electorale pentru alegerile locale din 5 iunie legate în modul de întocmire a listelor de candidați în județul Neamț, senatorul Liviu Bumbu a părăsit Partidul Interesului Național și a trecut în barca PSD. Acesta își explică gestul ca fiind unul de reacție la lipsa de democrație din partid și la tendințele de autoritarism ale conducerii centrale. Este chiar ținută morală. Eu n-am fost în principiu de acord cu modul de lucru după schimbarea președintelui la UNPR, adică democrația în partid azi un lucru derizoriu, chiar mi s-a reproșat că am inventat eu democrația în partid, adică s-au luat măsuri strict de la centru, dar punctuale în conflict cu principiile și cu ceea ce ne-am înțeles pentru campanie. Senatorul Liviu Bumbu a considerat împreună cu alți 6 senatori ai aceeași formațiuni politice că este normal să treacă alături de PSD, ținând cont de faptul că a candidat pe listele acestei coaliții. Eu mi-am dat demisia din UNEF și am considerat că este normal și firesc pentru că am candidat sub sigla PSD-UNPR, mai ales că am văzut că face mișcarea ca UNPR-ul să facă o alianță sau fuziune cu PNL-ul, având în vedere că eu am candidat pe lista comună cu PSD, am considerat că este moral și firesc să nu fac o mișcare care să afecteze structura Parlamentului în mod artificial. Și atunci luni mai mulți senatori, dacă nu mă înșel, 6 sau 7, am trecut de la UNPR la PSD, ceea ce o să ne întină actuala structură, raport de forțe politice. O altă motivație a acestui transfer politic ține, în opinia parlamentarului nemțean, de considerente de ordin moral, dar mai ales de rațiunea de a nu crea un dezechilibru de forțe politice în Parlamentul României. Deci, simplu, nu s-au urmărit avantaje sau ceea ce chiar o problemă morală. Nu poate vorbi de morală în politică. Senatorul nemțean, care tocmai a încheiat sesiunea parlamentară, a declarat că zilele următoare își va depune adeziunea la PSD Neamț, reamintind faptul că, înainte de alegerile locale, senatorul Liviu Bumbu preluase președinția UNPR Neamț și făcuse strategia partidului pentru alegerile locale, în care fusese inclusă și fosta președintă a PSD Neamț, Aurelia Simeonică, proiect cu care președintele UNPR, Valeriu Steriu, nu a fost de acord.